Varianta cu o singură serie de Liga a doua este pe placul tehnicianului Gloriei Buzău Ion Viorel. Acesta consideră că Liga Secundă ar deveni mult mai puternică, asta însemnând interes mai mare din partea suporterilor, dar și a televiziunilor interesate să cumpere drepturile TV. Sunt adeptul unei singure serii, pentru că este mai, din toate punctele de vedere, mult mai atractivă pentru presă, pentru televiziune, pentru suporteri. De exemplu, Buzău s-a săturat să joace de 4 ori cu Brăila, de 4 ori cu Bacău și nu. Mai vezi și un UTA Arad, vine bătrâna doamnă aici, își mai aduce aminte suporteri de un țăran din CAP, i-a băgat pe UTA în B și nu numai, un Cluj. Tehnicianul Gloriei admite că o singură serie va însemna automat și cheltuieli mai mari pentru club, fiind vorba de deplasările la meciurile cu echipele din Ardeal sau Oltenia. În acest sens, Ion Viorel cere sprijinul FRF. Eu ca federație, forul federației ar fi trebuit să ia aceste, cum să spun, măsuri și să vină cu un supliment, e vorba numai costurile care necesită de deplasări. Știți cu toții, nu poți să te duci la Cluj să plece cu o zi înainte. Crezi că anul ăsta va fi o televiziune interesată să cumpere drepturile pentru Liga a doua? Eu mi-aș dori, vă dați seama, în primul rând, lucrul acesta, iar dacă s-ar realiza și s-ar realiza, ar fi mare treabă pentru noi, pentru că orice ban venit la un club de fotbal, fie el cât de mic suma, fie cât de mică suma, contează enorm pentru noi. În data de 20 iulie, Federația Română de Fotbal va decide dacă noul sezon al Ligii a doua se va disputa cu două serii ca până acum sau cu o singură serie, care ar fi mult mai atractivă pentru televiziunile interesate să cumpere drepturile TV.